Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator 19 pe semi-roleplay, să zicem semi pentru că nu e chiar roleplay și nu vreau să vă supărați pe mine că vă zic că e roleplay și nu e roleplay. Ok, suntem aici la noi la fermă unde am depozitat în episodul trecut, înainte de a face episodul trecut, am depozitat niște o remorcă de baloți, ceea ce înseamnă 12 baloți. Adică cei de jos, 12 baloți, sunt din prima cultură de fân pe care am făcut-o, să zic așa. Din prima cultură de fân am făcut 3 remorci. Una am dus-o la cai, pe care am băgat-o direct, le-am dat-o direct la cai să o aibă. Una am depozitat-o aici. Și una ce-am făcut cu ea? Și una am depozitat-o la cai acolo în spate, lângă zona aia unde am pus și paiele, în episodul trecut, dacă vă mai amintiți. Din a doua cultură de fân pe care am făcut-o, am adus aici o remorcă, dintre care sunt doar 10 baloți sus. Un balot deja l-am băgat la oi și unul a mai rămas aici să-și ia din el când se mai eliberează câte puțin loc acolo. Și fraților, să vedeți că m-am trezit, că de fapt i-am încărcat o remorcă cu baloți și când m-am dus să iau o remorcă cu baloți de acolo, pentru că eu am parcat tractorul să mă duc să descarc combina, și când m-am dus să iau tractorul, de fapt, remorca era goală. Nu știu ce și cum s-a întâmplat. Cineva mi-a furat o remorcă de baloți. De fân. A rămas fără baloți. Am stat și m-am dat. Bă, sigur am încărcat-o sau n-am încărcat-o? Nu știu ce și cum. Mi-am cumpărat aici acum un câine. Să avem și noi un cățel care să ne păzească nouă fermă. Unde ești, mă? Unde te-ai ascuns? Hă? Ți-e frică de mine? Hai, vină mai cu hai. Hai, vină mai cu hai. Ia. Unde ești, mă? Așa, vrei? Dacă te mângâi, ce frumos faci. Ia, hai cu mine, vii? Hai, hai mai cu acela. Hai să vedem. Acum, hai. Ia că vine după noi. Vede, dacă îl chemăm, vine după noi acum. Să-l mângâiem un picuț. E băiat cu minte. Bă, să te faci băiat rău. Dacă vine cineva la noi la tractoare să ia ceva, să nu-i lași. Du-te înapoi și stai la cușca la tine acolo. Așa. Noi să mergem acum la noi la fermă. Avem strâns paiele de pe celelalte culturi. De pe cele două terenuri. Și am pus acum la fertilizat. Trebuie să și arăm. Așa că... trebuie să mă duc, mai am încă 2 baloți de fân și trebuie să iau și pe celelalți 2 baloți. Dacă mă duc, am dus din cele două remorci care mi-au mai rămas, o remorcă am adus-o aici la să le am la oi de baloți și o remorcă am dus-o la căluți. Dintre care mi-au mai rămas încă 2 baloți pe câmp, pentru că o remorcă mi-a fost furată. Nu știu ce și cum, când a venit, a urmărit cineva că nu am fost eu atent. Am lăsat cheile în contact și ce a zis? Bă, hai să mă duc să mă fac cu câțiva baloți de acolo. Omul, da, avea nevoie, ce să faci? Peste tot sunt fel și fel de oameni. Și da, cam peste tot ne întâlnim cu asemenea oameni care au nevoie de câte ceva ce nu le aparține. Asta e viața. Nu avem ce face. Mi s-a mai întâmplat de câteva ori, dar nu mă așteptăm că aici de la ferma asta la care am și eu acum multe datorii și câte și mă chinui și eu să fac niște bănuți, să se lege oamenii și de mine. Într-un sătuc aici, micuț, puțin oameni, puțin, așa și oamenii să vină să se ia de mine, să-mi ia lucrurile care nu le aparțin. Ok, hai să dăm aici un micuț salvare. Ok. Dacă vă uitați aici, avem curățenie, cred că va apărea imediat că vom avea 100% și curățenie și productivitate, apă avem full la oi, avem hrană full, la găini ar mai trebui un pic de grâu, dar lăsăm așa, iar la căluți avem totul full, și grâu, nu, și apă, și paie, și ovăz, și full, așa că în momentul de față nu ne mai trebuie nimic la animăluțe. Acum avem celălalt tractor pe care îl deținem noi. Cum îl cheamă, mă? Că am uitat, mă, celălalt. Agrostarul nostru. Așa, îl avem pe terenul 17, l-am pus la fertilizat. Sper să fertilizeze, da?
Ia să vedem noi aici ce a făcut el până în momentul de față, dar bă, a fertilizat destul de mult. Iar noi trebuie să mergem acum cu Johnny să dăm cu var pe celălalt teren, pentru că atunci când termină de fertilizat acolo, să vină să dea a doua mână de fertilizare pe terenul 21 pe care îl deținem. Așa că mă grăbesc un pic să iau remorca de var de aici. Și ia hai să prindem și noi gerofarii, să ne dăm un picuț pe avarii, pentru că trebuie să stăm un picuț pe străduță pe aici. Așa. Ok, hai să cuplăm. Cuplăm aici și cabluri și toate cuplajele care trebuie, avem nevoie. Și să venim să ne apucăm să dăm cu var. Cred că ar trebui să mai cumpărăm niște var, pentru că nu ne va ajunge varul pe care îl avem acum. Dar măcar să facem terenul ăsta micuț. După care ne vom apuca și de celălalt mărișor și când va fi nevoie vom merge să mai... Ups, trebuie un pic mai stânga, un pic și mai stânga, cam asta cred că ar fi. Da, va trebui să mă întorc. Eu nu-mi place să rămân așa un picuț nefăcut, va trebui să mă întorc imediat și să fac și zona care nu am făcut-o, dar va fi la urmă, nu acum. Pentru că nu vreau să pierd timp acum, la urmă dacă mai rămâne ceva... Vom lua și vom face totul. Aici cred că trebuia iarăși un pic mai dreapta. Da, nu mă încadrez eu chiar foarte bine, dar asta e, nu-i nicio problemă. Vom pierde un pic mai mult var. Voi da eu cu var acum, nu mai plătesc pe nimeni. Asta e. Că banii noștri se tot duc pe la angajații pe care îi tot plătim. Până acum am tot plătit, am tot plătit. Și tot mai avem de plătit încă, da. Sunt singur și nu mă ajută nimeni în fermă. Și e foarte greu de unul singur să faci și... să recoltezi și să na, fertilizezi și să semeni și să dai cu var și să ierbicidezi și tuns iarbă și făcut silici, făcut fân, făcut paie, făcut de toate, transportat, strâns. Multă muncă, ăsta e adevărul. Dacă nu ar avea vecini care să aibă și sunt vecini care au nevoie de lucru, de ce nu? De ce ei să aibă nevoie și să nu și noi să fim zgârciți și să ne chinuim de unul singur așa. Nu, frate, luăm să fie de lucru pe toată lumea. Este de lucru pentru toată lumea, dăm la toată lumea de lucru, fiecare să câștige câte un bănuț, să aibă fiecare ce mânca. Așa, acolo mai are? Da, mai are un picuț și termină și acolo de dat cu fertilizator, încă vreo două runde după ce ajunge la vale, cred că mai are două runde, trei din alea scurte acolo. Așa, și va termina de dat cu fertilizator pe acel teren. Sper să dau și eu cu var pe acest teren până atunci. Sper să reușesc. Oare mă încadrez acolo cu încă una sau va trebui să mai fac după care o rundă înapoi? Acum am început să vin cât mai dreapta zona asta acum. Să nu trebuiască totuși să mai fac încă o rundă după care înapoi. Ups. Dăm în copaci. Hă? Ne încadrăm oare? Hai că ne încadrăm ușurel. Ups, am dat cu aia. Sper că n-am stricat-o. Și să nu se supere vecinul că i-am atins copacul și l-am julit. I-am luat scoarța. Că e bună pentru rumeguș poate scoarța aia și să comenteze după care. Ok. Imediat terminăm și noi de dat cu var aici. Se pare că ne-am încadrat foarte bine deocamdată. Să mergem să dăm celelalte două bucățele care nu au mai rămas. Hai să vedem aici ce mai vine de dat cu var. Se pare o micuță zonă aici. Ups, ușurel, frânescu. Frânează. Așa, am frânat, bun. Și mai avem încă ceva în capătul celălalt unde a mai rămas un picuț. Da, începutul e mai greu. După care m-am dat și eu pe brazdă. Așa. Am început și eu după care să merg mai drept și să văd cam care e lățimea acestui utilaj care împrăștie var. Bă, să vedem, deocamdată se pare că aici am dat bine cu fertilizator, așa că hai să începem și noi a da cu var din partea asta. Și să ne apucăm de treabă, nu? Dăm cu var frumos, când se termină remorca de var, mergem și mai cumpărăm o remorcă și... dăm cu terminat de dat cu var și ce rămâne va rămâne pe viitor. Important e că nu mai plătim chirie la remorcă și remorca va rămâne plină la noi aici. Și nu va mai trebui să tot dăm varul pe jos, să-l dăm pe paleți, să-l ținem paleți și câte să... Nu. No. Îi lăsăm așa și
Stă remorca acolo și gata. Nu mai pierdem mult timp cu ea. Ok. Mai are acolo. Mă tot uit să văd dacă termin acolo domnul pe care l-am angajat sau doamna, nu mai știu exact ce și cum. Un vecin sau o vecină de pe aici care a avut nevoie de lucru. Și mă tot uit să văd dacă a terminat, să știu să chem pe cineva să-mi facă și celălalt teren micuț. După care, după ce dăm cu fertilizare, da, m-am gândit, am uitat așa, nu mi-am amintesc să fi făcut rapiță, v-am întrebat în episodul trecut ce ați dori voi să facem pe viitor. Trebuie să pornim noi gerofarii aici, să dăm pe avarii. Nu am făcut deloc rapiță. Nu îmi spune că acolo n-am dat bine cu... Ba, dar n-am dat bine, vezi? Nu am dat bine, asta e. Hai să mergem să luăm, că se pare că aici a terminat de dat cu fertilizator. Da, a terminat. Și am stat și m-am gândit, am zis că, bă, nu am făcut rapiță, hai să facem un picuț de rapiță. Dacă nu am făcut deloc până în momentul de față, nu ne-ar strica și nouă o cultură de rapiță. Să facem o cultură de rapiță de la... Să avem și noi, nu știu, să facem, să nu zicem că nu am făcut rapiță deloc. Ok, hai să mai punem un pic de fertilizator pe aici. Stai să vedem care și cum e. 1200, 2000, 2000. Înseamnă că ăsta de la deal, deci din asta trebuie să mai luăm. Eu cred că mi-ajunge. Vreau să fertilizez totuși și terenul de iarbă. Va trebui să-l mai fertilizez. Și de-aia am zis că, mă, hai să-i facem plinul acum cu fertilizator să avem. Să fiu sigur că mi-ajunge în căutură de fertilizat ambele terenuri, plus terenul de iarbă, să le fertilizăm pe toate trei. Să le avem 100% fertilizate. După ce terminăm de fertilizat, voi acest teren voi pune Ursus, îl voi pune pe Ursus să înceapă a da aici cu semănătoarea, să ne pună rapița. Ok. Hai să vedem să ne... Am găsit pe cineva. Da, se pare că e cineva care are nevoie de lucru pe aici prin zonă. Tot domnișoara Elizabeth. Bă, nu spune că mi-ai blocat aici, dar nu mi-a fertilizat ca lumea din cauza că m-am dat jos eu din tractor și s-a blocat un picuț. Asta e ce se face. Se mai întâmplă și chestii din acestea. Ok, ia hai să dăm un picuț înapoi, așa, înapoi. Și să venim un picuț mai pe stânga. Și să prindem, să fim siguri că prindem tot. Se pare că nu a rămas acolo totuși un punct micuț, dar din cauza că e drumul în față, nu am știut cât în față să mă duc și a rămas un puncticel așa nefăcut. Asta e, nu nicio problemă. Cred că mă mai duc o dată până la deal și când vin înapoi voi face și bucățile care au rămas nefăcute cu var aici la vale, pentru că vreau să nu rămână mult, pentru că la urmă dacă noi mergem să mai ducem niște var, să putem să facem în caz de ceva să punem tractorul, să-l punem pe Agrostar, să vedem să ne dea cu fertilizator a doua mână și aici. Da, noi vom pierde un pic de timp, totuși mergând până la vale, în partea cealaltă, până de unde cumpărăm noi varul, până ne întoarcem. Așa că n-ar strica să mergem până la val, să avem totul făcut aici să fie 100%. Să nu rămână puncte nefăcute, nedate cu var, să zic așa. Dar se pare că aici au mai rămas și aici câteva puncte. Da, cred că mi-ajunge varul, să mai vin totuși odată la deal și atunci când voi veni la deal voi face și punctele alea. Trebuie să fiu mai atent, pentru că e o irosire de timp. Aici nu mi-arată precum că nu e făcut, dar sunt sigur că nu am făcut acolo, așa că va trebui să mai revin un picuț. Se vede că nu-i da cu var, dar fiind o porțiune foarte micuță, nu-mi calculează bine aici zona. Hai să vedem, să mergem cât mai în față acum. Ok, se pare că am mers până în față, în față. Facem așa un viraj. Și ne întoarcem, după cum am zis, să facem aceste două zone. Punctul ăsta de aici, micuț. Așa, și să-i mai dăm și aici. Și cred că va trebui să mai vin o dată, da? Da, mai am un punct micuț nedat. Ok, nu e nicio problemă, mai pierdem un picuț de timp. Bă, vă plictisiți, treaba voastră. Eu trebuie să-mi fac treaba și eu mă plictisesc făcând treaba. Toată ziua conduc și... Dar asta e viața. Ne mai plictisim, ne mai povestim câte ceva din viața noastră, da. Din viața noastră, de agricultor, de aici. Vouă ce vă place să mai faceți, cum, na. Ce credeți voi că ar mai aduce nouă niște bănuți?
Pe viitor, după cum știți, vreau să cumpăr terenul 8. Cred că va fi cât de curând, chiar dacă nu prea stăm bine cu bănuții. Voi închiria un utilaj care să taie lemnele, să tăiem copacii pe care îi avem acolo. Și după aceea vom lua și vom tăia toți copacii și vom face tot să fie un teren arabil. Vom închiria și un utilaj care să scoată rădăcinile din pământ pentru a putea face teren arabil. Și ne vom face și acolo un teren foarte mărișor pe care să-l deținem noi și să ne aducă un venit cât de cât. Eu cred că va fi mult mai simplu pentru că vom avea mult mai mulți, cum se cheamă, un teren mult mai mare. Cred că e mai mare decât cele două pe care le deținem acum. Și avantajul e că terenurile sunt drepte, nu mai sunt ca aici, după cum vedeți, avem terenul ăsta 17 care are și partea cealaltă un picuț de strâmbătură, terenurile micuțe și trebuie să ne tot mutăm de pe un teren pe celălalt. Nu, acolo am pus tractorul, să zicem, la fertilizat și trebuie să meargă până în capăt. Nu mai trebuie să se oprească, nu știu pe unde, pe la jumătate sau să, după ce face terenul cel micuț, să trebuiască să-l mută în partea asta, la altă nu. Atunci când termină, frumos mergem și punem la Dacuvar sau la Arad sau la orice ar fi. Important e să fie ceva de făcut acolo. Da. Bă, cred că mai ajunge varul totuși să mai urc o dată la deal. Se pare că nu ne mai trebuiește foarte mult var pentru să mai cumpărăm pentru cultura pentru data aceasta, dar cât ne mai trebuie, vom mai cumpăra, nu nicio problemă. Vom face, dacă tot mergem până la stația de cumpărare, stația de var, voi face să fie o remorcă plină. Bă, nu te uiți ce faci. Oi, cât pe ce era să intru acolo în apă. Hai să ne învârtim noi așa un picuț. Bă, nu știu dacă ajung până la deal, dar asta e. Dacă țineam un picuț mai dreapta până acum, sau un pic mai stânga aici, poate că nu era nevoie să mai vină așa, dar va fi nevoie să mai vină o dată de la deal sau de la vale. Va fi nevoie pentru că nu vreau să rămână nefăcut un picuț, așa că pentru un picuț aici, bă, totuși văd că ne încadrăm. Cât de cât, asta e. Da, mai ne încadram. Dacă ne încadram un picuț mai dreaptă din prima era mai bine, dar asta e. Mai pierdem un picuț de varsă, mai dăm o dată acolo. Să vedem acolo, se pare că domnișoara Elizabeth mai are un picuț și termină terenul. Va trebui să mai facem noi niște remedieri. Aici iar, vedeți, ne-am uitat într-un pic într-o altă parte, nu am fost atenți. Și nu am dat cu var cum trebuie. Și se pare că domnișoara Elizabeth și-a terminat treaba exact când am terminat și noi varul din remorcă. Ok. Hai să mergem și noi să vedem dacă a făcut 100%. Nu se pare că am rămas în niște zone pe unde nu a fertilizat. Hai să oprim noi motorul aici. Și să venim în celălalt tractoraș aici, frumos. Și după cum se vede și aici ne arată câteva puncte nefăcute, așa că trebuie să le facem să fie 100%. După care vom pune să ne dea pe terenul cu iarbă, să ne dea cu fertilizator și sper ca până atunci noi să ne întoarcem cu var și să terminăm de dat cu var și pe terenul 17. Oricum, între timp voi pune pe ursul să văd dacă găsesc un ajutor ca să ne semene terenul acesta cu rapiță. Bă, nu mi-am inteles să fi făcut rapiță, de aia zic să facem rapiță. E posibil că am făcut, dar sunt uituc. Cel puțin zic pe cultura de pe din această zonă, pe aceste terenuri, de când am venit noi la această fermă, de când am cumpărat această fermă, să zic așa, nu mi-am inteles să fi făcut. Pentru că eu am mai făcut în rapiță până acum. Dar nu mi-am inteles să fi făcut aici, știți, în această zonă. În Nidăbarn, să zic așa, mai cum se numește zona. Ok. Nu, dă să-l pun un pic mai stânga. Pentru că aici așa îmi vine de fiecare dată, îmi vine cu acest sprayer, mi ajunge la fix aproape să-mi fertilizeze terenul. Aici se pare că a venit un alt vecin, pe nume Andy, care a venit să ne fertilizeze. Ia să vedem noi aici, ne arată că e fertilizat bine. Da, se pare că da. Hai să-l punem pe ursul, să vedem dacă găsim un vecin care să ne ajute și pentru a pune rapița. Mă scuzați.
Ok, pornim motorașul. Acest usus nu-l vom mai ține mult pe la fermă, pentru că nu văd de ce. Hai să începem din partea cealaltă, pentru că acolo avem acea piatră care e posibil să ne creeze niște probleme. Am setat aici semănătoarea să ne pună semințe de rapiță. Am pus semințe de rapiță, să punem rapiță acum. Și să începem din colțul ăsta, zic eu, pentru că la urmă rămâne aici un picuț nefăcut dacă nu... Dacă venim din partea cealaltă. Din cauza acestei pietre, vecinii ăștia nu vor să dea în piatră și zic, bă, noi nu mai mergem până în capăt, lăsăm un picuț așa nefăcut. Așa se e, un picuț mai... vor ca să nu aibă probleme cu cei care îi angajează. Și se pare că am găsit pe cineva aici, pe Franț. L-am găsit să ne dea, să ne semene terenul cu rapiță. Noi mergem acum să încărcăm acest tractor, să punem niște vară în el. Ok, ok. Franț, stai un pic mai încet să pot să trec și eu pe aici. Să mă bag prin fața ta, așa frumos. Mai dăm aici o semnalizare? Oricum știm că nu trece nimeni pe drumul ăsta pe aici. Nu am văzut niciodată să treacă vreo mașină sau cineva pe aici. Așa că noi ne băgăm fără să ne mai asigurăm. Chiar și prin alte părți, așa umblăm noi. Suntem ca române, nu suntem nemți. Așa că românul... Și totuși am văzut și foarte mulți nemți care tot așa conduc. Exact ca și cum ei au prioritate non-stop. Așa că... De ce nu? Așa, ia hai să deschidem noi aici această chestie. Să vedem, nu să ne punem aici lângă stație și să vedem dacă e cineva aici să ne dea drumul. Se pare că da... I-am spus să ne dea var, ne întrebase ce vrem. Să ne pună var, să facem aici un plin cu var. Așa. Mă, dar greu se încarcă. Greu, greu. E, abia jumătate. Și după care vom merge să terminăm de dat cu var. Și mai avem de terminat de fertilizat, de pus rapița, avem încă multă treabă la fermă, la o fermă care e 5 milioane de datorii la bancă. Fraților, eu cred că are de lucru un angajat non-stop. Mai ce face, mai ales acum am cumpărat și animăluțe, am cumpărat căluțe, acolo trebuie să facem curat la ei, la găini, să le luăm ouăle, să le transportăm, să le ducem la vânzare, să vindem ouă, să vindem lână. Să mai călărim câte un căluț, trebuie să-i curățăm, să avem de lucru, nu e o problemă. Ok, ia hai să vedem, noi acum trebuie să mergem la terenul 17 să dăm cu var, da? Și din câte mi-amintesc, a rămas o porțiune foarte micuță pe partea asta din vale a terenului 17. Și după care vom merge în sus. A, hai să ne uităm noi așa din dronă, să vedem și noi cum mai ușor pe unde mergem. Ok, am deschis, am făcut această chestie care împrăștie varul. Așa, și mai venim o dată pe aici. Asta e, nu e nicio problemă, asta e. Dacă nu ești profesionist să dai cu var, nu ești. Dacă ești, ești. Dacă nu ești, nu ești. Eu nu sunt profesionist. Greu la deal, asta știu, urcă greu, greu. E remorca plină. Și tonaj foarte mare, chiar dacă avem noi 300 și ceva de cai la Johnny, dar e totuși o greutate destul de mare pe care trebuie să o tragă în deal. Și nu e ușor. Mai ales că trebuie să punem forță și acele motoare care împrăștie varul. Da, asta e. Hai să vedem, să ne întoarcem aici. Ok. Să venim să facem și zona asta. Aici s-a terminat varul fix când mai era un picuț. Asta e. Se întâmplă și din astea, să facem și punctul ăsta nefăcut. Mă uit acolo că l-avem pe Andy care ne fertilizează terenul cu de iarbă și mi se pare mie că mai era un picuț și termină sau mai vine o rundă la deal. Nu știu exact, vom vedea imediat. Mă, aici dacă vin maxim stânga, oare? Prinde tot? Nu prinde.
Va prinde tot, dacă vin maxim stânga, dar mai la vale nu mai prinde, pentru că mai la vale vine strâmb și nu mai prinde, da. Atunci va trebui să stau un pic mai dreapta și voi mai veni încă o tură ca să fiu sigur că prinde tot. Așa. După care vom merge, vom parca acest Johnny și vom aduce celălalt tractor agrostarul să fertilizeze a doua oară și acest teren. Pentru că, din câte am observat acolo, îl avem pe Franț care se grăbește cu semănatul. Se pare că a făcut deja un sfert de teren. Iar noi aici încă nu am început a fertiliza. Franț e un om harnic din câte văd eu. Nu-i place să piardă timpul. Merge, face rapid treaba și zice, bă, atât a fost. Îmi dai banul și am plecat. Ok. Se pare că am și terminat de dat cu vara. Ok. Hai să închidem și noi chestia asta. Așa, să mergem să parcăm. Sau hai să-l punem pe Andy totuși la fertilizat aici. Hai să parcăm noi acest tractor așa un picuț într-o parte. Oprim motorul să nu consume motorina, pentru că și motorina e scumpă. S-a scumpit în ultima vreme foarte, foarte tare și motorina. Ia să vedem, noi a lăsat ceva puncte nefăcute. Da, se pare că aici a lăsat un punct un picuț nefăcut, dar nu e mult, așa că o lăsăm baltă. Așa, și hai să venim să-l punem aici, să vedem dacă găsim pe cineva să ne ajute și pe noi. Hai să punem, uite, așa. Betty. Betty are nevoie de lucru. Ok, i-am dat de lucru și lui Betty. Se pare că avem foarte mulți vecini care au nevoie de lucru în această zonă. Să mergem să parcăm. Și să facem și o spălare acestui tractoraș, dacă tot suntem cu el așa. Să-i facem și o spălare. Să arate și el mai frumos. Ok. Parcăm frumos aici. Nu mă duc să-i mai fac plinul cu var, pentru că mai avem. Decuplăm asta, decuplăm asta, decuplăm asta și mergem să-l spălăm. Aici avem remorca de dat cu de strâns paiele. O avem încă aici. Avem foarte multe paie strânse în momentul de față, dacă ne uităm aici. Paie, paie, avem aici de momentul de față aproape 800 de tone de paie. Mai avem un pic și un plămsiloz, adică aproape jumătate avem și noi. Aproape. What? De unde avem noi chestia asta? Am produs eu așa ceva că nu-mi amintesc. Ce e asta, mă? Ce se cheamă chestia asta? Ghillie și Miss Furcuff Station. Se pare că se vede într-un singur loc, dar e un preț foarte mic, văd că. Mă uităm la paie aici, avea 792 de tone și nu știu, îmi sare asta în ochi. Dar nu ți-e minte să fi produs eu așa ceva. Tabac știu că am produs și avem tabac. Celelalte nu avem. Totuși ne zice acolo că avem în inventarul nostru, ne zice că avem acea chestie, nici nu știu ce e, iarbă știu că am strâns. Ok, și am pus în silos. Și altceva nu mai pus. A, grâu, da, am mai pus. A, și mai avem vreo 18 tone, avem camionul nostru, e cu ovăz, l-am parcat la cai. Deci am făcut plinul la cai și totuși l-am parcat acolo cu 18 tone și ceva de ovăz. Hai să opun și motorul. Să luăm asta. Nu e nimic prin stradă, să ne așa să dăm o spălare frumoșică la Johnny. A făcut multă treabă și el. A tuns iarba, a întors-o, a adunat-o, a făcut baloți, a transportat baloții la cai acolo, a și strâns baloții, a așezat frumos în acea zonă. Deci, treabă, tractoarele noastre au de lucrat non-stop, aproape lucrează. Foarte puțin ce stau și facem și noi așa să fie un pic mai frumos. I-am dat și pe la roți, tot ok. Hai să vedem pe aici prin spate dacă mai e ceva. Să nu... Să putem face cu plajele ca lumea tot frumos. Ok. Și cam atât. Oprim asta. Și cam atât a fost vlogul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi acolo un like, un share, ceva. Iar până data viitoare sper și eu să termin de recoltat
adică să crească cultura noastră de rapiță și să ne vedem atunci când va trebui să o recoltăm. Până data viitoare, toate cele bune, eu v-am salutat!